Muzeul Pergamon, în germană Pergamon Museum, este situat pe insula muzeilor în Berlin. Clădirea a fost proiectată de Alfred Messel și Ludwig Hoffmann și a fost construită pe o perioadă de 20 de ani, din 1910 până în 1930. Muzeul Pergamon adăpostește clădiri monumentale, precum altarul Pergamon, poarta Ishtar din Babilon, poarta pieței din Milet, reconstruită din ruinele găsite în Orientul Mijlociu, precum și fațada Mshatta. Multe dintre colecții au fost descoperite de către arheologi germani de după 1900. Muzeul este împărțit în trei mari colecții: colecția de antichități, colecția de obiecte din Orientul Mijlociu și colecția de artă islamică. Este vizitat de aproximativ 1.200.000 de turiști în fiecare an, ceea ce îl face să fie cel mai vizitat muzeu de artă din Germania. Alături de prietenii mei, am vizitat în luna noiembrie anului trecut parte din acest muzeu. Acest minunat muzeu a fost grav avariat în timpul atacurilor aeriene asupra Berlinului, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Multe dintre obiectele expuse au fost depozitate în locuri sigure, iar unele dintre cele mai mari exponate au fost zidite pentru protecție. Ce este cu adevărat important pentru elevi ca noi e faptul că muzeul păstrează renumitul fragment Meisner din epopeea lui Gilgamesh, despre care noi am învățat în primul semestru. Colecția conține sculpturi din perioada străveche, precum și opere de artă ale antichității grecești și romane, arhitectură, sculpturi, inscripții, mozaicuri, bronzuri, bijuterii și ceramică. Pe lângă opere de artă islamică din secolul al VIII-lea până în secolul al XIX-lea, colectate din Spania până în India, principalul punct de atracție este fațada Mshatta, care provine de la un palat neterminat din deșert, din perioada islamică timpurie, situat la sud de Aman în Iordania. Acest exponat a fost un cadou oferit de sultanul otoman Abdul Hamid, al doilea împăratului Wilhelm al doilea al Germaniei. Porțiuni din partea de est a fațadei și ruinele structurii din care a făcut parte au rămas în Iordania. Muzeul Orientului Mijlociu expune obiectele găsite de arheologii germani în zonele culturale asiriană, sumeriană și babiloniană. În plus, există clădiri istorice, basoreliefuri, alte obiecte culturale și bijuterii. Principalul exponat este poarta Ishtar și drumul de procesiune de la Babilon, împreună cu fațada sălii tronului a lui Nabucodonosor al II-lea. De asemenea, fragmentul Meisner al epopeei lui Gilgamesh reprezintă, după cum am spus, atracția principală a acestui muzeu.